din nou împreună la Ai Umor! Mai mor! Înainte de pauză, am lăsat-o pe Alina așteptând nerăbdătoare în backstage reîntâlnirea cu alesul ei. Pentru că atunci când dragostea vine, nu e chip să o oprești. Dar eu zic să fii curajos. Uite-o pe Alina. Să știi că Alina a venit să te aducă acasă, mă, băiete. Pentru nu, că prea nu, mult ai hălătit. Acum ai înțeles de ce cântam aia? Nu știu dacă, nu știu ce a văzut mai înainte pe tale și asta nu, sau... Nu, am văzut direct săgețile direct... și petalele și pe Alina. Alina, această devoratoare de bărbați, de nu de bărbați, succes. De bendec. Alina, te rog, uite că s-au mutat, s-au muiat genunchi. Bă, e normal, dacă îți vezi... Hai, vino. Da. Alina. Bună. S-a fost dat de mine? Alina. Da. Îmi pare bine să te văd. Noi suntem amândoi nebuni, noi glumim amândoi, deci eu sunt o fire glumeață, el e o fire glumeață. Ce mai faci? Ce să bine, tot ce faci. Încă nu știu. Încă nu știi? El are și el un cățel și am un cățel, deci ne pătrâim în toate felurile. Aia pentru tine. Pentru mine? Da. Îți mulțumesc. Că e pe romantism acolo pe aici. Dar de ce stă departe de ea? Nu știu. Am venit să-ți recit ceva special pentru tine, okay. Ca data trecută. Ok. Gândește-te că eram într-un context în care, dincolo de fapt că erau niște petale de-alea false de plastic pe jos, de trandafir, niște lumânări cu baterie, da? Două sticluțe de șampanie, două pahare și o sticlă de whisky și ea toată ca o roză. Ai puțin ruși pe dinți. Ah, ok. Mă pricep la asta. Eu, ca structură, vis-a-vis de femei, în general, știi că sunt... Oricât aș vrea eu să mă dau, așa. Eu sunt timid. Pe cum... Ce mă... De unde vii? Din Viena, cum știi. Sigur că da. Din Viena. Ai bătut drum lung. Exact. Pentru? Pentru tine. Dar de ce să bați atâta drum a doua oară pentru mine? Pentru că te iubesc prea mult. Bă, nu știu cum să, nu știu cum să, deci nu știu cum să reacționez. Nu știu, eu, și nu, e vorba că nu știu să, cum să reacționez în general la o chestie de genul. Mă înțelegi. Da. Mulțumesc. Eu cred că aș oferi toată căldura de care are el nevoie, pentru că el este singur. Și nu e nimeni pe lângă el care să-l ridice, să-l susțină. Hai că tu poți, hai că tu vrei. Da. No. Să sărbătorim cum se cuvine acest moment. Sănătate. N-o las acum. E bună? Spune-mi, ție-ți plac oamenii de cultură și de artă? De tine, da. De mine, în general nu, dar no, eu sunt ca special. Băi, știi cum era acolo, mă? Era ca în liceu. Când aia de la 9 îl place pe unul de la 12. Să se pupe miri, să se pupe miri. Și aia, colegiul ăla de la 12-a, înleznesc întâlnirea, înțelegi? Stau toți la uși. Să se pupe miri! Miri, în piața unii. Să pupe câte doi, să-i vedem acum și noi. Să se pupe miri. Știi cum e, că mie Dumnezeu mi-aduce în situații de-astea tot ce iubesc. Se împletesc două lucruri pe care eu le iubesc, romantismul și folclorul. Un moment mai bun decât ăsta nu putea fi. Toți erau așa. Ce tare. N-am văzut acolo vreo femeie care zică ai mă. Cine te-a forțat să rămâi acolo? Dar nu m-a forțat nimeni să rămân acolo. Dar a venit de la Viena. Ideea e în felul următor. Eu apreciez foarte mult și drumul, apreciez și efortul. Dar sunt un bărbat luat. Eu nu cred că tu ești un bărbat luat. Trebuie să mă crezi că sunt un bărbat nu cred. Luat. Dar înțelegi că apreciez. Da. Apreciez foarte mult că ai bătut atâta drum. Și, adică sunt impresionat. De ce vezi ca o hienă? E romantic aici. Da, nu. Am venit să-ți recit o și poezie. Auzi? Poți asta nu-i de aia de desena cu creta? Poți ce ai cules cadavru? Aia cu desena cu creta e orice poziție. Dar să știi că n-am învățat-o. Citești-o. Nu, aia.
ne împiedicăm de aceste vicisitudini. Adică niciodată n-o să vezi un mort așa. Tot timpul așa. Dragul meu Mihai. Da. Nu, eu mai pigmentez. Eu îți promit că zi de zi, o eternitate, te voi iubi. O zi fără tine este ca o zi fără lumină, deoarece tu mi luminezi viața zi de zi. Dacă aș avea doar o singură dorință, mi-aș dori să mă trezesc în fiecare dimineață alături de tine. Să-ți simt inima cum bate alături de-a mea, să te trezesc cu cel mai dulce sărut din lume. Tu ești visul meu, ești fericirea mea, ești o rază de iubire care mi încălzește inima. Maruca ciocolata, precum sunt ochii tăi. Dulce ca zâmbetul tău frumos și prețios. Mi-a fost foarte dor de tine și de-abia aștept să pot avea ocazia de a-ți oferi cel mai dulce sărut din lume. Mulțumesc. Te iubesc enorm de mult și nu te pot scoate din inima și mintea mea. Ce frumos! Aplauze! Dacă că-l chinuiți, încep să empatizez foarte mult cu el, deși nu-mi stă în caracter. Îmi pare rău pentru el și îmi pare rău că îl treceți prin tot felul de probe dintre astea. Îți mulțumesc din suflet. De ce? Stai. Gata. Ai, nu, rămânem pe romantism, a spus. Hai de ce? Un mic. Ok. Nu mă bucur. Pentru că suferul din e o dramă pentru el. Chinuiți pentru că îi faceți treaba asta. Pentru că el e empatic și nu poate să o refuze și îi puneți într-o postură ciudată. Lucrurile astea se nasc, nu, adică nu poți să le ceri. Ele se nasc, adică... Păi da, data trecută ce ai făcut? Te-ai sărutat cu una mai bătrână ca mine. Așa e? Da. Eram beat. Erai beat? Da. Ce simte ea acolo pentru ea, pentru sufletul ei, este ceva sincer. Că e obsesiv, că ea este sincer în ceea ce face și în ceea ce spune, nu? Că are aceste porniri sexuale, animalice. Adică este o mare de romantism, dar în această mare de romantism este o uriașă balenă care ar vrea să mă... E, cum să zic? Ai comedie fără pauză și porție dublă de ai umor pe Antena Play. Așa că abonează-te pe Antena Play ca să vezi edițiile integrale ai umor și tot ce nu s-a văzut la TV. Hai, Antena Play!